Bună, am 560. Mulțumesc. Se face și noi o scanare frumos. Da, salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou clip. Am luat noi o comandă de sus, de la Palace, de la Veneto. Acum mergem să o ducem undeva pe strada biserica, nu știu cum. Comandă de 20 ceva de lei, așa ca după Paște. Oricum a fost mort acum cu Paștele, nu prea au mers foarte bine. Plăcuțile pe față, pe spate încep să mă lase. Aștept să-mi vină comanda să le schimb. Îi dau și eu mai lejer, așa nu prea îi dau viteză ca să am cum să frânez, că nu vreau să abuzez de ele. Dar inițial nu prea aveam chef să ies, că ploua dimineață. După care s-a mai oprit, am mai dormit o leacă și na, am zis să mai ies o leacă și eu. Mergem într-acolo și vedem ce o să fie. Ce să fie iar aglomerată, e frate, m-am săturat, e, de pazile astea. Ce bine au fost cu zilele alea de Paști. Toate că comenzi nu au fost, oricum n-am ieșit deloc, dar din câte am auzit de la băieți. A, spuneți voi, din nu-i adevărat ce spune-o, Paștele nu mai este ce-a fost, nu? Adică eu pur și simplu nu l-am mai simțit, am simțit ca o zi liber și atât. Adică mai special decât am mâncat o felie de cozonac și am ciocnit un ou fiert. Altceva nu, frate, când ești copil parcă te bucuri așa. Dar când mai crești așa, nu mai ai timp să te bucuri de nimic. Opa. Ce fain e Fiat-ul ăsta, 500. Vai de steaua mea, dar ce drum la sol e aici. Vai de steaua mea, strâng suspensia numai până la deal. Dacă o iau pe acolo. Bă, dar cât mai am, e, oameni buni, că am ies o grămadă, știi? Op. Sper să nu fi confundat o strada. Aba nu, frate, ajungem. Ajungem acușa. Sunt curios dacă îmi dă comandă de aici, dacă mi-ar da de aici ar fi bine. Mai luăm 20 de lei înapoi. Alo? Bună ziua, de la Glovo sunt, eu am ajuns, puteți ieși. Haideți că nu v-am trimis corect, ar trebui să intrați pe ulița cu Troița. Ulița cu Troița, e mai la vale de unde... Vă fac share location, dar nu pot pe numărul ăsta. Nu puteți. Depinde unde sunteți, dacă sunteți în fața 24, dați puțin înapoi și intrați pe ulița Pietruită. Ok, bine, bine. La capătul uliței este o Troiță, mulțumesc. Am înțeles, bine, mersi. Opa, așa. Deci aici nu e ok. Întoarcem o leacă înapoi, după cum a zis clientul. O liță pietruită. Așa, aici e o Troiță mică. Și la capătul ei e pisica asta care fuge acolo la vale. Opa. Ba băi, fraților, 5 lei tips. Acum e de finalizare și-s curios ce... Dacă ne plasează, ceea ce nu cred. Oi, oi, dar n-am nici un chef, n-am nici un chef, deja azi e joi. Cât mai fac eu? Și mai fac? Îmi plătesc carte de muncă și atâta. Am ieșit și eu mai mult să filmez pentru voi, știți? Adică nu, cât fac eu, nici nu știu dacă mai ies mâine sau mai de seară. Paname. No. Și așa, și fac vreun câștig acum? No. Trebuie să-mi plătesc carte de muncă 2 milioane, ha, no. Faci un video și după aia cred că gata, știi, săptămâna asta. Hai să o luăm și noi către Palace înapoi. Sper să ne iei comandă, că dacă chiar ajunge, dar să o luăm și eu mai încetul, nu? Adică, de ce ne grăbim? Mai vedem și noi zona asta frumoasă. Eu și vara sunt pe val, da. Da. N-aștept sezonul estival. Bă, dar comandă nimica, băi. Șoseaua Bucium, nu cred. Nu cred, șoseaua Bucium. Nu cred așa ceva. Ne dă pe Bucium, fraților. Dacă știam oram pe aici, pe poate e. Băi, ce m-o mărlănit acum, ai, oameni buni.
Ce m-au mârlănit? De ce îmi fac mie ștourile astea oare? Nu pot să cred așa ceva. Mai este vreo șansă să mă duc înapoi pe Poitiers? Doar pe aici să mă duc. Acolo pe Poitiers, nu mai stau pe aici. Mai pe aici frumos. Mai pe aici frumos, așa. Bam, 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 bam. Alo? Hello, guys. Hello, guys. Ai, frățic. Ai, frățic. Haide, frate. Depășești, dar la ce depășești? Nu înțeleg, omul bun, oameni buni, nu vă grăbiți, legalizați! Bă, ne bate în joc! Nu ne bate în joc, nenea! Primul și în primul rând, vedem dacă e gata comanda, să vedem dacă ne luăm zonă. E gata, am plecat. Am plecat. Ia, cineva acasă? Da, mulțumesc. Da, mersi. Utilizează camera, captură. Ai, am uitat temporizatorul ăsta aici, vai de viața mea. Dar cine mă... Stai așa, oleac. Hai că-l dezactivăm acum. Vai, dar cine mai stă 5 secunde să fac o poză? Faină cea că s-a făcut semaforizat intersecția. Că altfel dacă nu, până faci tu stânga să intri pe aici, era teroare. Dar na, trebuia să o facă, având în vedere cu deschis complexul ăsta aici. Alo? Salut, salut. Nu prea te aud, spui motocicletă. Nu prea te aud, spui motocicletă. Am înțeles, vă sun când sunt în zonă. Perfect. Bine, mersi, mersi. Bine, bine. Pa, pa. Nu prea l-auzam, fratele meu. Nu, 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 nu. Tăi, a treia. Gata, fraților, am livrat comanda. Acum... Din păcate, nimic nu mai avem pe stoc. Trebuie să așteptăm. Trebuie să așteptăm o comandă că... E jale, cum s-ar zice. Nu știu cum să zic, am mers-o de comenza, adică nu știu de ce nu merge foarte bine. Până la urmă, cam trist. Azi de la Nodal Pec de acum, dacă tot avem comanda asta. Eram pe cale de asta și tras pe dreapta, s-o presa asignarea. Da, na. Fix când se iau telefonul, mi-a dat și comandă. 658? Oricum, cred că nici nu știu ce să mai fac, fraților. O duc pe asta și mă duc acasă după... Ca să mă duc să-mi iau saboți de frână. Nici nu i-aș mai da așa fără saboți, că mi-e rod janta, știi? Abar n-am ce să fac. Da, mic, ai, este terminată, n-am nicio idee ce să fac. Gata, fraților, luăm spre casă. Comandă iar nu-mi dădea nimic. Mă duc, cred că, să-mi iau saboți de frână. Mă bag pe schimbat de acum piese. Gata, fraților, mergem și noi acasă, că am dus acum ultima comandă de la Nodal Pec și, din nefericire, să zic așa, nu mai dădea alta. Acum mă duc să-mi iau saboții de frână de pe spate, că mi-au ajuns. Vreau să ies și schimb, dacă tot i-am. Și să vedem ce mai fie, știți? Oricum cam mor săptămâna asta, nu știu ce să zic. Oricum nici eu nu mai am niciun chef, pentru că dacă deja e joi și n-am nimic în balanță, pauză, adică nu știu ce să zic. Nu știu, mai fac, nu mai fac, abar n-am. Vorba aia.